Întreg incidentul a fost filmat de un bărbat aflat pe plajă. Pe imagini se vede cum unul dintre angajații plajei împreună cu alte persoane se iau la ceartă cu trei turiști care își amplasaseră cerceaful chiar în fața baldachinelor. De la ceartă la bătaie nu a mai fost decât un pas. Bărbatul indignat că femeia a ripostat a trecut la corecții fizice aplicându-i o palmă. Ulterior a revenit împreună cu un amic și i-au evacuat aruncându-le cerceaful. Materialul video a ajuns și în atenția poliției, dar și a Asociației Litoral Delta Dunării. Mulțumesc celor care mi-au trimis materialul, mă simt datoare să declar public că regret că s-a putut întâmpla asta pe litoralul românesc și mă bucur că vorbim doar de cazuri izolate. Respect munca, eforturile, sacrificiile și investițiile operatorilor serioși și corecți de pe litoralul românesc și din turismul românesc, a comentat Corina Martin, președintele Asociației Litoral Delta Dunării, pe Facebook. Oamenii legii au identificat pe indivizi și au amendat cu 200 de lei. Femeia va depune plângere împotriva agresorului.